Iubite Părinte, binecuvântat este Dumnezeu nostru, întotdeauna cu figură și vecii vecilor. Amin. Nostru Măriezie, frate celesc, Mângâietorule, Spirit al adevărului, care pentru tine primești și toate le primești, Bunătăților și Dătătorului de viață, vină și ne lasă în noi și ne părțește de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, îndurătă-ți pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, îndurătă-ți pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, îndurătă-ți pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, curățește noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă păcatele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, curățește noi, Doamne, curățește noi, Doamne, curățește noi, Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vine împărăția ta, fie voia ta, pe cer, așa și pe pământ. Tu inia noastră, cea din toate zilele, dă-i nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi ne dăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Însuți iubitorule de oameni, Stăpâne, caută și spre noi, păcătoșii și nevrednici și robii tăi, cei ce săvârșim înnoirea prea cinstitei tale bisericii acesteia, cu hramul Sfânta Treime, și nouă pe ea adevărată închipuirea prea sfintei tale bisericii, adică a Duhului nostru, pe care, prin prea lăudatul apostolul tău, Pavel, încă și dăca și trup al Hristosului tău, ai învrednicit-o a se numi, întărește pe ea până la sfârșitul viacului, a fi într-o tine neclintită și preamărită, și ne înfrădicește pe noi măririi tale și unui a născut Fiului Tău, Domnului nostru Iisus Hristos și Preasfântului Tău Spirit, a aduce întrânsa în bună cunoștință și în toată priceperea, laudă, jertfe și preamărit fără o sândă, și închinându-ne ție în frica ta să fim bine primiți îndurărilor tale, și bine plăcute să fie bunătățitare rugăciunile noastre acestea, pe care le aducem de grăite milostivitare pentru noi și pentru poporul Tău, cu rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, Născătoare lui Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.
cunoască pe teritoriile voastre și vă ridicați toți veșnice și va intra împăratul Măririi. Cine este acesta, împăratul Măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare război, Domnul puterilor, acesta este împăratul Măririi. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul Măririi. Cine este acesta, împăratul Măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare război, Domnul puterilor, acesta este împăratul Măririi. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul Măririi. Cine este acesta, împăratul Măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare război, Domnul puterilor, acesta este împăratul Măririi. Ca bună podoabă a tăriei celei de sus, ai arătat și frumusețea cea de jos, ascult rugăciunii Măririi tale, Doamne. Întărește pe acesta în viacul viatului și privește rugăciunile noastre care neîncetat în el se abuție. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, ce ești viața tuturor și încheiat lucrările de renovare la ale Bisericii cu ramul Sfânta Trăime din parohia Pentru, protopopiatul Rovna. Lucrările de modificare a altarului și de renovare a Bisericii au început în septembrie 2019, sub îndrumarea preotului Iuliu Bontaș, în timpul păstoririi episcopului de pie memorie Florentin Tihărneanu. Toate aceste lucrări s-au realizat cu sprijinul credincioșilor parohiei, primăriei Pentru și societăților Vizard și Unicol din Cluj-Napoca. Astăzi, 31 iulie anul Domnului 2022, s-a sfârșit slujba de sfințire altarului și a binecuvântării lăcașului de cult de către Preasfinția sa Claudiu, episcop de Cluj-Gherla, în timpul pontificatului Santității sale, Papa Francisc, în scaunul arhiepiscopului major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, fiind Preafericirea sa Lucian, cardinal mureșală. În masa Sfântului Altar s-au așezat moaștele ale fericiților episcop martiri, Vasile Afenie, Ioan Dolan și Iuliu Hosu, arhierei ai Bisericii Greco-Catolice din România. Să fie toate acestea spre preamărirea lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor, pe ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
veșnică pomenire, slitorilor Sfântului Rădașului acestuia. Domnului să ne rugăm! Doamne, dură despre noi! Doamne, Dumnezeul nostru, care și așa stăvărirea ai dăvit-o Sfinților de Martie, celor ce pentru tine s-au nevoit ca tot Sfântul prin Sfintele tale lăcașuri să se semene Sfintele noroaște, ca să răsară și să odrăznească roade de vindecări, Însuți Stăpâne Cel ce ești dădătorul tuturor bunătăților. Pentru rugăciunile Sfinților, cărora ai binevoit a se pune oaștere de ori și înstit lăcașul acesta, învrednicește-ne pe noi fără de o sândă, să aducem el jertfa așa fără de sânge. Și ne dăruiește nouă tuturor toate cererile spre mântuire și răsplătește și celor ce se nevoiesc aici, pentru Sfântul meu tău, ca minuni să faci prin Sfinții tăi pentru mântuirea noastră. Ca dai se împărăția și puterea și măria a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în veci veșilor. Acestea cu hramă Sfânta Trăime, zidită spre măria ta și spre mântuirea noastră, fără de o sândă să o putem primi și în ea și în temeierea Sfintei Mese să o putem săvârși. Că ție se cuvine toată măria, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Și voi binecuvânta numele Tău în iad și în iadul iadului. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în iad și în iadul iadului. Mare este Domnul și lăudat foarte și măreția Lui nu are sfârșit. Neam și neam vor lăuda lucrurile Tale și puterea Ta o vor desfășura. Măreția slavei Sfințeniei Tale vor trăi și minunile Tale vor fi solisite. Și puterea lucrurilor Tale sunt pricoșătoare, vor spune, și mărirea Ta vor povesti. Pomenirea mulțimii bunătății Tale vor vesti și de dreapta Ta se vor bucura. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelungă dător și mult milostiv. Bun este Domnul cu tot și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să te laude de Tine, Doamne, toate lucrurile Tale și cu vioșii Tăi să Te binecuvânteze. Iară și iară pe genunchii Domnului să ne rugăm. Doamne, dură despre noi! Dumnezeule, cel fără de început și veșnic, care toate le-a dus din Tine, cel ce locuiești într-o lumina cea neapropiată, cel ce ai cerut scaun și așternut picioarelor tale cuvântul, care-ai dat lui Moise poruncă și pildă, cel ce ai pus spiritul tău pe sale meșterul cel mare și l-ai gestulat pe dânsul cu înțelepciune spre întorbuia și ridicarea corpului mărturiei, în care erau închipuirile și formele adevărului, cel ce ai dăruit lui Solomon înălțimea cugetului și lărgimea inimii și prin trânsul ai ridicat biserica ta cea veche și sfinților tăi apostoli le-ai înnoit darul închinării în spirit și al slujirii cortului celui adevărat și prin trâns și în tot pământul ai sădit sfintele tale biserici ca să se aducă în ele prea sfintele și cele fără de sânge jertfe. Cel ce ai binevoit a se zidi această sfântă biserică de acum
cu hramul Sfânta Treime, într-o mărirea ta și-a unea născut Fiului tău și a Sfântului Spirit, însuși cel fără de moarte și mare dătătorile împărate, adu-ți aminte de îndurările și de milele tale că din viață sunt și nu te scârbi de noi cei întunecați cu mulțimea păcatelor și nu strica așezământul tău pentru necuvința noastră, ci treci acum cu vederea păcatele noastre și ne întărește și ne umple pe noi cu darul și cu coborârea Sfântului și de viață Făcătorului tău Spirit, fără de osânda săvârși înnoirea bisericii acesteia și a face sfințirea jertfelnicului celui din ea, ca și în acestea, binecuvântându-ne cu psalm, cu laude și cu slujbe de taină, milostivirea ta totdeauna să o preamărim. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, auzi-ne pe noi, păcătoși, rugăm-ne ție și trimite pe Sfântul tău Spirit cel închinat și atotputernic și sfințește lăcașul acesta, umple-l pe el de lumina cea veșnică și-l alege pe el lăcaș plăcut ție, fă-l și pe el scaun măririi tale, împodobește-l pe el cu dumnezeștile tale, darul cele mai presus de lume, fă-l pe el a fi liman celor înviforați, leguire patimilor, scăpare bolnavilor, conire diavolilor, să fie ochii tăi deschiși către el ziua și noaptea și urechile tale luând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu sumerenie intră în el și cheamă prea cinstitul și de mare cuvință numele tău. Și oricâte vor cere, tu vei auzi în cer sus și vei face milă și milostiv vei fi lor. Păzește-l pe el neclintit până la sfârșitul veacului, iar jertfelnicul cel zidit în el cu puterea și cu lucrarea Sfântului tău Spirit, arată-l a fi Sfânta Sfinților. Preamărește-l pe el mai mult decât altarul celor din legea cea veche, încât dumnezeștile jertfe ce se vor săvârși în el să ajungă la Sfântul, cel mai presus de ceruri și tainicul tău jertfelnic, și ne dă nouă darul umbririi tale celei prea curate, că nu în facerea nevrednicilor noastre mâine punem nădejdea, ci într-o a ta necuprinsă bunătate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, Cel ce cu arătarea Ta cea mântuitoare ai sfințit trepejunile Iordanului, însuți și acum trimite darul Preasfântului Tău Spirit peste jertfelnicul acesta și ne binecuvintează pe noi și apa aceasta ca să fie spre sfințirea și săvârșirea Sfântului Tău altar, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de iubite sunt rugașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și tuturia va fi, unde-și va pune puii săi, altarele tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suiștul în inima sa a pus. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vânătos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase, poroasele mele cele smerite. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
iată acum ce este bun și ce este frumos, decât nu mai alopi frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Hermonului și se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul, binecuvântarea și viața până în viață. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să vă mulțumim pe... Aleluia! S-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locașul Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chibotul legii, în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iahara. Intra vom în locașurile lui, închinare vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chibotul sfințirii tale. Iubiți credincioși, după cum ați observat, Sfântia sa, după ce a spălat Sfânta masă pusă put și apă pentru a fi curățită, a spălat apoi cu apă de casă a tatii, pentru a miresma masă Sfântului altar, iar puntea Sfântia să alunge cu mâna Sfânta masă cu Sfântul și Marele Vie. Dacă până acum apa și săpunul și apa de tatii au fost ferte, acestea vor rămâne pe masa Sfântului altar, pe femeia care va fi pusă așa numită cămașă, o față de friză albă, care nu se va mai lua de pe Sfânta masă. După ce va pune și cămașa, va pune și apropitoarea pentru Sfânta masă, precum și Evanghelia, chibotul și toate cele lucrurile pentru cele care sunt potrivite. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptatea și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Jurat s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pustecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei, și fiilor vor ședea până în viață pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuiță lui. Mărire ție, Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, mărire ție în vecii vecilor! Aceasta este odihna mea în viața viacului. Aici voi locui că l-am ales pe el. Roatele lui le voi binecuvânta foarte. Pe săracii lui îi voi săruta săturași pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătita în pătrie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine,
iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate plângețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob? Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate am umblat și când Domnul nădăjduim, nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, și mă încearcă, aprinde răunchii și inima mea. Că mila ta este înaintea poporului lui și bine mi-a plăcut adevărul tău. Nu am crezut în adunarea de jertfășurii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce credești și cu cei necredincioși nu voi ședea. Păratul cu cele de vinovate din mine de și voi cu conjura jertfelii cu zeu, Doamne. Ca să aud glasul laudei tale și să spun toate minunile tale. Doamne, iubita împlăcuvința casei tale și locul locașului mării tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea. Se binecuvintează biserica aceasta prin stropirea cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează biserica aceasta prin stropirea cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se iată biserica aceasta prin Sofia cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii de pescari.
închinare pământește bunurile sufletele noastre. Mările Ducele Sfântului Dumnezeu și-o Părată Ceresc, unghie Domnului, Sfiritatea Domnului, care pretutindere și toate le împlinești, misteria bunătăților, cugătătorului de viață, vino și așează într-un noi și ne curățește de toată închinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna cu tine, bunurile și vecii vecilor. Amin. Să îndrepte Domnul pașii tăi spre totul bun. Să te pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția ta, totdeauna cu tine, bunurile și vecii vecilor. Binecuvântează, Părinte! Bine este cuvântată împărăția a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Spirit, acum și părerea și în vecii vecilor. Și pentru cei și cu credință,
gloria și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericit este cel ce
dușează
cuvintează de aceasta pe care a zădit-o dreapta ta.
eu aceasta, zisa lui, da, Doamne, atunci s-a atins de ultimul zicând, după credința voastră, fie vouă, și s-a deschis ochilor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe, dar ei ieșind, l-au vestit în tot ținutul la jena, și plecând ei, iată, au adus la el un om mut, având demon, și fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau, cu Domnul demonilor scoate pe demoni, și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând de toată boala și toată neputința în popor. Deci vă dați seama că atunci când sfințim o nouă biserică, că
Când sfințim altarul de biserici, noi de fapt ne aducem aminte de viața noastră, de templul vieții noastre. Fiindcă la ce ar folosi o biserică de piatră, dacă nu ne-ar face să ne aducem aminte de biserica din sufletele noastre? La ce ne-ar folosi să sfințim altarul unei biserici, dacă nu sfințim inimile noastre? Atunci când intrăm într-o biserică sfințită, e ca și cum am intrat în templul sufletului nostru. Și atunci când vedem frumusețea altarului, frumusețea podoaba casei Domnului, să ne aducem aminte de cât de frumoase trebuie să fie sufletele noastre și cât de mare este responsabilitatea noastră pentru a le păstra frumoase. De aceea, în momentul de astăzi, sfințirea bisericii, să ne aducă aminte de sfințirea vieții fiecare dintre noi. De aceea este important să fim împreună în biserică? Fiindcă suntem o mare familie, fiecare avem datoriile noastre, fiecare avem responsabilitățile noastre într-o comunitate, dar doar împreună putem face voia Domnului. Doar dacă toți mergem împreună, cu adevărat, lumea aceasta va fi o lume mai bună, fiindcă lăsăm fiecare dintre noi ca Harul Dumnezeu să lucreze prin noi. În sensul acesta, suntem responsabili, fiecare dintre noi, pentru lumea în care trăim. Suntem responsabili pentru cei de lângă noi. Dacă viața noastră va arăta mărirea lui Dumnezeu, cei de lângă noi, frații și surorile noastre, vor putea da mărire lui Dumnezeu pentru asta. Deci avem o mare responsabilitate. Dar avem această bucurie pe care Mântuitorul și Sfinții Apostoli ne-au lăsat, așa cum am ascultat în rugăciunile rostite la sfințirea altarului, ca să putem regăsi aceste minunate case ale lui Dumnezeu, bisericile în care noi ne rugăm. Dacă ne uităm și la Evanghelia de astăzi, Sfânta Scriptură face referință la casă. Și nu doar cea de astăzi, și cele pe care le-am ascultat în duminicile dinainte. Vă aduceți aminte de Duminica Vindecării Paraliticului. Iisus îi spune, ridică-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Astăzi, doi orbi îi cer ajutorul lui Iisus. Îi strigă, ai milă de noi, fiul lui David. Dar minunea se întâmplă atunci când intră în casă. Ne spune Sfânta Scriptură că cei doi orbi strigau, miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Iar după ce a intrat în casă, au venit orbii la el. Și el i-a întrebat, ce doriți să vă facă? Sfânta Scriptură pregătește sufletele noastre pentru a înțelege că aici, în biserică, în casa lui Dumnezeu, are loc întâlnirea noastră cea mai profundă, intimă, cu Dumnezeu. Sigur că îl regăsim pe Dumnezeu și acasă la noi. Îl regăsim și atunci când ne rugăm într-o cameră. Îl regăsim și dacă ne rugăm pe stradă. Dar aici este o întâlnire cu totul specială, în Biserica Domnului. Și fiecare dintre noi, cumva, ne regăsim în această cerere a orbilor. Fiule la lui David, ai milă de noi. Nu asta spune noi la Sfânta Liturghie continuu, Doamne, durăte spre noi, Doamne, miluiește. În continuu. Asta facem la Sfânta Liturghie. Și de aceea ne recunoaștem cumva și noi orbi și nevoiași. Fiindcă avem nevoie de Lumina lui Dumnezeu în fiecare clipă. Sfântul Evanghelist Matei vorbește de multe ori de doi bolnavi. Astăzi sunt doi orbi. Și asta pentru a ne face să înțelegem că unul dintre orbi suntem noi, fiecare dintre noi. Și noi vedem, într-un fel sau altul, foarte limitat, până la vârful nasului. De aceea avem nevoie să ne credem în Dumnezeu, să facem voia Lui. Nu fiindcă Dumnezeu ne cere să renunțăm la noi înșine, de dragul renunțării. Ci fiindcă noi nu vedem până la capătul lucrurilor. Noi facem niște alegeri, dar nu vedem ce va fi de alegerile acestea peste câțiva ani. Domnul vede. Și de aceea, întotdeauna, atunci când vrem să facem ceva, să-i cerem lui Dumnezeu, așa cum îi cerem în rugăciunea Tatăl nostru. Facă-se voia ta. Știm că Dumnezeu vede mult mai bine decât noi. Dumnezeu este stăpânul timpului. El știe ce va fi cu noi peste 10 ani. Și atunci alegerea noastră trebuie să o punem în mâinile Lui. Deci suntem și noi aici, ca și orbii, care cerem ajutorul Lui Dumnezeu.
Dar există două momente extrem de importante în această întâlnire cu Dumnezeu. În primul rând, Iisus îi întreabă, credeți că pot să fac eu aceasta? Și aici este o problemă mare pentru fiecare dintre noi, iubiți credincioși. Fiindcă Dumnezeu și darul Lui este tot timpul la ușa sufletului nostru. Tot timpul, pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu aici, acum este lângă noi, gata să ne dăruiască absolut tot ce dorim. Toate lucrurile de care avem nevoie. Dar există această întrebare esențială. Credeți că pot să fac eu aceasta? Și iată atunci înțelegem că ușile sufletului nostru și darul lui Dumnezeu se deschide prin credință. Avem atâtea exemple frumoase de credință, dar avem și exemple de necredință. Vă aduceți aminte când Iisus este în Nazaret? Ne spune Sfânta Scriptură că n-a făcut nicio minune din cauza necredinței lor. Avem această imensă responsabilitate. Putem închide sau deschide ușa lui Dumnezeu. Putem să-i spunem, vino Iisuse în inima mea, sau putem să-i spunem, chiar dacă nu o spunem chiar așa direct, dar avem lucruri mai importante de făcut și nu avem timp de Dumnezeu. Și atunci merită să ne gândim din timpul unei zile, cât timp îi dedicăm de Dumnezeu cu atâta? Din 24 de ore, cât timp stăm în genunchi în fața lui Dumnezeu? Cât timp ne gândim la El? Cât timp citim Sfânta Scriptură? Ne rugăm rozarul sau altă rugăciune? Și vom vedea că de multe ori regăsim acest adevăr crud al zilelor noastre, că nu prea avem timp pentru Dumnezeu. Noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, fii cu noi. Dar de multe ori noi nu suntem cu Dumnezeu. Fiindcă avem altceva de făcut. Și atunci, Evanghelia de astăzi și momentul acesta să fie un moment al unui nou început. Un moment în care să încercăm să dăm mai mult spațiu lui Dumnezeu. Dacă ne-am rugat un sfert de oră, să ne rugăm mai mult decât atât. Dacă ne-am rugat doar un Tatăl nostru și o Născătoare, să ne rugăm mai mult decât atât. Să încercăm să facem un pas în plus. Și Dumnezeu va face 100 de pași înspre noi. Toți suntem interpelați ca și creștini. Suntem creștini, suntem botezați. Dar credem că Dumnezeu în Iisus Hristos poate să facă lucruri mari pentru noi, poate să ne dăruiască tot ceea ce cere. Și mai este o întrebare sau un moment extrem de important. După acest moment, ori mi spun, da, Doamne, credem. Și există un alt moment extrem de important în care Iisus le spune, după credința voastră, fie vouă. Iată din nou, iubiți credincioși, din nou suntem puși în fața responsabilității noastre. Fie vouă după credința voastră. Oare avem curajul să acceptăm această sentință a lui Dumnezeu în viața noastră? Putem să spunem și noi, fie nouă după credința noastră? Sigur că este un moment din nou de mare responsabilitate. Cât de mare este credința noastră? Cât de mult credem? Cât de mult credem că Iisus Hristos este aici, prezent în mijlocul nostru, așa cum era în Galileea? Că ne întreabă astăzi pe noi, credeți că pot să fac aceasta? Singura noastră scăpare, iubiți credincioși, este să ne punem sub mantia ocrotitoare a Maicii Sfinte. Atunci când credința noastră este puțină, atunci când credința noastră este slabă, atunci când ne e frică să ascultăm cuvântul Domnului, fie vouă după credința voastră, fiindcă ne e frică că nu va fi nimic de rugăciunile noastre, atunci să ne punem sub ocrotirea Maicii Sfinte. De ce? Fiindcă Maica Sfântă este cea care răspunde în locul nostru. Vă aduceți aminte ce spune Maica Sfântă atunci când Arhanghelul Gabriel îi vestește planul de mântuire? Că din ea se va naște Fiul lui Dumnezeu. Ea spune, fie mie după cuvântul tău. Atunci când buzele noastre nu au curaj să se destăime în fața lui Dumnezeu, atunci când simțim credința noastră puțină, atunci să cerem ajutorul Maicii Sfinte. Să cerem credința Maicii Sfinte.
Fiindcă dacă noi spunem, fie mie după cuvântul tău, atunci cuvântul lui Dumnezeu, fie ție după credința ta, se împlinește. Maica Sfântă este tot timpul lângă noi. Spunea fratele Mihai din Prilog că și numai cu gândul, dacă mergem înspre Maica Sfântă, Maica Sfântă este lângă noi în acel moment. Și de aceea să cerem ajutorul ei. O invocăm, o iubim, Maica noastră. Să facem ca aceste titluri pe care le rostim, rugăciuni pe care le rostim, să devină viață concretă în existența noastră de zi cu zi. Îi cântăm aici în Sfinte și îi spunem Maică Sfântă, nu ne lăsa să pierim. Fiindcă noi suntem fii lacrimilor tale. Nu așa îi cântăm? Dar dacă îi cântăm cu buzele aceste lucruri, să facem ca rugăciunea noastră, cântările noastre, să devină viață concretă în existența noastră zilnică, acum, aici. Atunci când credința noastră pare să ne părăsească, când speranța pare să ne părăsească într-o lume ca și cea în care trăim, cu războaie la câțiva kilometri de noi, cu pandemii, cu crize și așa mai departe. În momentele în care mi se pare că speranța, credința, iubirea noastră se pierd, atunci să ne adresăm cu mult curaj, cu multă devoțiune Maicii Sfinte. Ei să-i cerem să spună în locul nostru, da, Doamne, credem, fie nouă, după credința noastră. Lăudați să fie Iisus Hristos! Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, dură peste noi! Doamne, a tot Stăpânitorului Dumnezeu, Părinților noștri, rugăm-ne Mesia, mulțire și ne dură spre noi! Doamne, dură peste noi! Mirește-ne Dumnezeu, ne ducă mare, mișa spală, acum și pururea și vecii vecii noi. Amin.
și bunurea și veșii veșilor. Amen.
odihnă veșnică iertarea păcatelor, să-i pomenească într-o împărăția sa. Totdeauna acum și pururea și în veșii veșilor. Thank you.
rugăciune să nu mă aminte. Credem în cuvântul Dumnezeu, Tatăl a tot Ținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, prin Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele din morții lor, a devenit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șoate a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a treia împărăție nu avea sfârșit. Și cu Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Părătorul, care de la Tatăl și de la Fiul cu cere, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul Dumnezeu stimat și mărit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu botez într-o iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin. Să vine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă în pace, să vă ajutem. Mântuirea ta. Împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi toți.
este sângele meu, al legii noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Învățând cuvântul adevărului tău.
Împrimonește, Doamne, de prea Sfinte Episcopul nostru, Claudiu, pe care găbește Sfintele tale Biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, să ne rugăm în ziua, de te învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți și pe toate. Și pe toți și pe toate. Și ne vedem în bucure cu inima pe-a Maria cânta, pe-a cinstitul medicul de laudă numele tău, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și fără și în veci vecilor. Amin. Să fie mila mare de Dumnezeu și Mântuitor al nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Spiritul tău. Pe toți Sfinții pomenitori, iar și iar face Domnului să ne rugăm. Amen.
harul mărturisindu-mă strică pe tine, pomenește-mă, Doamne, într-o părăsia ta, nu spre judecată sau spre o sântă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre vindecarea sufletului și a lucrurilor. Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Bine este cuvântul ce vine în numele.
Thank you.
Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Care sunt aici prezenți prin mâinile dumneavoastră.
și pentru a continua acest moment în care am adus mărirea lui Dumnezeu, mă preoți la Sfântul Altar, am eu și un invitat special pe domnișoara Veronica Barbari, care și-a cântat două pricesme ca să aducem mărirea lui Dumnezeu prin cântecul și prin talentul pe care el îl revasă asupra manipulației. O greu să vină în față, rămânerea ta, ai emoții și revoluții, ai și toate la. Thank you.
faceți mai multe. Fiecare dintre voi, fie trebuie care zidesc